Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară am bucuria de a avea din nou în studioul acesta de televiziune, de data aceasta în acest studio de televiziune, pe domnul Valeriu Stoica. Bună seara, domnule Stoica! Bună seara! Bucuria e reciprocă! Da! Ne-am mai văzut odată aici, dar nu asta e important. Important este că noi ne știm de 20 de ani și chiar aveam o ușoară nostalgie la un moment dat când... Și ce vremuri am prins! Când te-am străinat de televiziune. Da. Ca să începem așa, ușor, ca un șpriz de, era să zic, de vară, cum iese vinul anul ăsta? Pentru deja, cei care nu știu, dumneavoastră, sunteți proprietarul unui Podgori. Bun, pentru că astăzi am cules ultima parcelă de Cabernet Sauvignon. Da. Deci am încheiat cules-o și... Podgorenii au o vorbă, până nu vezi struguri în cramă, nu știi ce se întâmplă. Uh-huh. I-am văzut în cramă, a durat mai mult, sau mai bine zis, a fost întârziat culesul anul ăsta, pentru că am avut 3 luni, aprilie, mai, iunie, cu ploi multe. Asta a întârziat maturarea strugurilor, dar noroc că iulie și august au fost luni foarte călduroase și atunci, până la urmă, recolta e foarte bună. Dar cred că cel mai bun lucru este ca să gustăm vinul. Păi da. Deocamdată e must. Da. Dar facem o degustare când aici în studio, în direct. Vinul iese bun, dar acum noi vreau să plonjăm, sper să fiți de acord că despre asta e discuția. Eu am mare încredere în, ia spune, flerul dumneavoastră pe de-o parte, când vine vorba despre politică, judecata și analiza dumneavoastră în legătură cu evenimentele politice și mai e ceva. Ați avut de-a lungul timpului și dialogurile noastre, dar și în alte contexte, capacitatea de a vedea un pic înainte mersul unor evenimente, inclusiv politice. A ajutat la ceva? Nu știu, pentru a ajutat la faptul că ne-a pus poate pe unii dintre noi pe gânduri și ne-a pus să reflectăm la scenarii politice, la chestiuni care s-ar putea întâmpla, iar pe alții care chiar fac politică activă, probabil că, nu știu, unii au avut idei, sau inspirat. Pe vremea când făceam și eu politică activă, asta m-a ajutat. Da. Au fost câteva momente în care vederea bună către viitor a fost foarte utilă. Mă refer mai ales la ceea ce s-a întâmplat în perioada 99-2000, perioada în care, dacă nu vedeam bine, ieșea rău. Ieșea rău de tot. Mm-hmm. Haideți atunci să pornim cu viitorul. Cum vedeți anul 2024? E cel mai complicat, spun unii, an electoral din istoria recentă a României. Da, pentru că până acum n-am avut cuplate 4 alegeri în același an. Acum e un paradox aici. Pentru că în 2020, când a început acest ciclu electoral parlamentar, că președintele a început mandatul în 2019, s-a spus așa: ce bine, avem o perioadă de 4 ani fără alegeri. Nu vor fi 4 ani alegeri. Înseamnă că în acești 4 ani vom face o mulțime de lucruri. Nu le vom mai tulbura cu lupte între partide, nu va mai fi zarvă, ne concentrăm să facem treabă pentru România. Ei bine, n-a fost așa. N-a fost așa. Zarva a existat și poate că o să discutăm despre treaba asta. Într-adevăr, anul 2024 este un an foarte complicat, cu multe necunoscute și putem să le luăm pe rând. Mai întâi, nu știm ce strategie electorală au partidele care sunt la guvernare. Mă refer la PNL și la PSD. La ce vă referiți că spune strategie? La faptul că vor rămâne împreună sau nu? Da, deci sunt mai multe variante. Mm-hmm. Se discută și poate le analizăm în seara Sigur. Asta. O variantă care se discută în culise este ca PSD și PNL să rămână îmbrățișați într-o dragoste nu eternă, dar pe încă 4 ani cel puțin. Există ipoteze care mie mi se par fantasmagorice, și anume să existe un singur candidat la prezidențiale din partea ambelor partide, să meargă împreună pe liste și la europarlamentare, și la locale, și la... Bine, vă provoc atunci să ne oprim un pic la acest capitol. Nu vă place binomul ăsta PNL-PSD? Vă simt? Aici am avut sentimente constante de-a lungul timpului, adică nu mi-a plăcut asocierea dintre PNL și PSD, dar au fost momente în care o asemenea asociere, rațional,
privind lucrurile fără emoție, fără prea multe sentimente și mai ales de sentimente, au fost momente în care această apropiere a fost utilă. Nu uitați că, de exemplu, eu în anul 2001, când eram, ca să zic așa, președintele PNL, am avut o perioadă de câteva luni în care a funcționat un protocol, nu de alianță, ci de colaborare parlamentară. Cu PSD-ul lui Adrian Osas. PSD și PNL, da? Pentru că atunci a fost o situație excepțională. Dacă mai ne aducem aminte, în anul 2000, Vadim Tudor intrase în turul 2, PRM-a obținut la parlamentare peste 20% și se punea problema cu cine guvernează PSD, care câștigase alegerile. Să guverneze cu PRM, asta ar fi blocat accesul NATO, ar fi blocat accesul european, ar fi fost un dezastru pentru România. Și atunci am găsit această formulă de colaborare parlamentară împreună cu DNR. Adică a sprijinit guvernul? A sprijinit în Parlament până a fost investit. Uh-huh. După câteva luni de zile, acel protocol a fost desființat, rupt până la urmă, că a fost o formulă, ca să zic așa, politică. Dar acela a fost un moment în care acea asociere a fost necesară. Acum, când s-a format acest guvern PNL-PSD sub conducerea lui Ciucă, am fost total împotrivă și am crezut că nu e rațional. Adică, de data asta, mi s-a părut că sentimentele mele și rațiunea mea merg în același sens. De curiozitate, ați avut ocazia să-i spuneți la momentul respectiv cuiva din PNL, vorbesc de chiar de domnul Ciucă, da? Multora da? Le-am spus în acel moment. Deci mai sunt oameni care vă întreabă la unde întâmplă. N-a contat lucrul ăsta deloc, pentru că direcția era una singură. Și venind de la domnul Iohannis. Cum toate direcțiile PNL în ultimul timp vin numai de la Cotroceni, nimeni nu s-a abătut de la acea direcție. Am constatat însă ulterior, orică a fost o intuiție ciudată, bizară, a președintelui Iohannis atunci, ori a fost o pură întâmplare, pentru că la puțin timp a început războiul din Ucraina. Și în acel moment s-a văzut că o guvernare cu o majoritate stabilă în Parlament era utilă, ca să nu spun chiar necesară, și a fost, din punctul ăsta de vedere, benefic pentru România, că a avut un guvern solid cu puternică majoritate parlamentară. Credeți că domnul Iohannis, în momentul în care a, marșat pe o astfel de formulă guvernamentală, știa că urmează vremuri grele? Nu pot să fac mai multe lucruri clare, de asta am vorbit mai devreme, fie despre o intuiție bizară, ciudată, da? Fie poate că la nivelul la care este președintele României a avut acces la informații, au fost informații care, da, au fost, care erau foarte consistente. Că vine ceva. Că vine ceva și deși foarte mulți, de exemplu, serviciile de informații franceze au contestat că e posibil o asemenea variantă ca Rusia să intre în Ucraina, alte servicii de informații au fost mult mai bine... Cele americane. Da. Au fost mult mai exacte în predicțiile lor și aproape că au garantat că se va întâmpla lucrul ăsta. Și atunci bănuiesc că au existat asemenea contacte și interesant, s-a atras atenția ca să avem o formulă stabilă de guvernare pentru vremurile care au venit. Nu știu dacă este așa, este o supoziție. Nimeni n-a confirmat, nici președintele n-a confirmat o asemenea variantă, nici din alte părți. Pentru Ucraina, pentru cerealele ei, pentru alte chestiuni, ideea asta unui guvern și o majoritate parlamentară PNL-PSD n-a dat rău deloc. Nu, n-a dat rău și, repet, mai ales sub aspectul imaginii României în europeană și în raport cu America, a fost o imagine de stabilitate și de seriozitate. Nu și de eficiență. Sunt două lucruri diferite. La ce vă referiți când spuneți eficiență? La eficiența guvernării. Eu mă așteptam ca o guvernare cu asemenea majoritate solidă în Parlament să poată să facă reforme serioase în această perioadă. Și de asemenea să poată să acceseze fondurile europene privind Planul Național de Reziliență, mult mai rapid și cu rezultate
palpabile, mult mai concrete. E lipsă de știință politică aici sau e lipsă de competență? Păi mi se pare că e același lucru. Păi nu, mă gândesc că la competență, mă gândesc la partea tehnică, bun, să știi cum să faci. A fost în primul rând lipsă de competență, lipsă de pricepere, pentru că în această guvernare au fost și oameni foarte pricepuți, mm-hmm. dar și oameni foarte nepricepuți. Și atunci a rezultat o formulă mediocră. Și eficiența a fost și ea mediocră. Nu putem spune că nu s-a făcut nimic în această perioadă, nu putem să spunem că a fost un eșec total, Doamne ferește, ar fi o judecată nedreaptă. Și... Dar dacă vă întreb ce s-a făcut, dumneavoastră la ce vă gândiți? Păi, care e marea realizare a acestei formule guvernamentale? Până la urmă, dacă ne referim la Planul Național de Redresare și Reziliență, chiar dacă el a fost adoptat când era altă alianță de guvernare, era USR la guvernare, da. Când s-a adoptat planul, ulterior, o bună parte din acest plan a fost realizat. Nu integral, nu cât se putea. Deci a fost un rezultat mediocru. Se putea mult mai bine. Mm-hmm. Și dacă mă refer la lucruri care nu s-au realizat, evident că este vorba în primul rând de reforma administrativă care trebuia făcută în perioada asta. Nu s-a făcut această reformă administrativă. După aceea este vorba de infrastructură. S-au făcut câteva lucruri, dar nu s-a încheiat nimic. În ultimii 2 ani a fost așa un fel de heirup în materie de infrastructură. Se lucrează pe autostrăzi, pe șosele, dar nu s-a terminat nimic. Da. Asta este un lucru care îngrijorează. Repet, una este stabilitatea și impresia de siguranță și alta este eficiența la guvernare. Eficiența a fost mediocră. Domnule Stoica, dacă vă rog să judecați perspectivele PNL având în vedere anul electoral viitor, o puteți face fără să fiți subiectiv? Adică vă întreb dacă PNL, din punctul ăsta de vedere, e mai bine să meargă separat, unul singur, prin ei înșiși, ca să spunem așa, în anul electoral viitor? Sau credeți că, la cum arată lucrurile în momentul de față pentru PNL, și când spun în momentul de față, spun totuși în ultimii ani de zile, formula asta cu un PSD care să ia la remorcă poate că ar fi mai profitabilă. Care e? Termenul profitabil este echivoc. Găsim altul? Profitabil pentru cine și ce înseamnă profitabil? Putem găsi altul. Când spun profitabil, să nu ajungă PNL-ul să facă un 10%. Dacă face un 10%, s-a făcut praf. E ca și când ar face 5. Haideți să analizăm această variantă. Mai întâi, oare Grivei vrea? Adică PSD o să vrea această variantă? Să presupunem că acum ar zice că vrea. Poate are nevoie de o fată în casă. Da. A mai fost o asemenea alianță cu promisiunea că un partid va da candidatul la prezidențiale și celălalt va da candidatul la prim-ministru? A mai fost, da, USL-ul. Ce s-a spus atunci? Candidatul PNL va fi Crin Antonescu și el va fi sprijinit și de PSD. Până când s-a întâmplat asta? Până aproape de alegeri. Uh-huh. Adică PNL s-a trezit cu puțin înainte de alegeri că a pierdut sprijinul, că a pierdut sprijinul PSD și că s-a dezumflat balonul de încredere pe care l-avea. Așadar, să presupunem că acum PSD ar zice, da, facem o variantă de colaborare de plină. Da. Și am zis cineva care are cât de cât experiență sau care a trăit în România în ultimii 30 de ani că PSD va putea să meargă la alegeri prezidențiale fără candidat propriu? Uh-huh. Dacă cineva și face treaba asta, înseamnă că este naiv. Eu nu cred că un partid ca PSD ar putea să meargă la prezidențiale fără un candidat propriu. S-ar putea spune, păi să susțină PNL candidatul PSD-ului. Păi în momentul ăla, dacă PNL nu are candidat propriu la prezidențiale, identitatea lui politică se pierde cu totul. Tot memoria politică îmi spune că a fost un moment în care PNL n-a avut candidat la prezidențiale în anul 1992 și rezultatul a fost dezastros.
Atunci se propusese să fie candidat regele Mihai. Domnule Stoica, dar anul acesta, 2024, alegerile prezidențiale sunt ultimele în șirul acesta de patru rânduri de alegeri. Prin urmare, se vor fi rezolvat până la momentul prezidențialelor și alegerile europarlamentare și locale și generale. Adică, da? Adică ipotezi, și dacă lucrurile sunt așezate din punct de vedere politic. Cum vor fi așezate? Cum candidează, de exemplu, europarlamentare cele două partide? Păi nu, zic, pentru PNL vor fi așezate la modul că și-a dat deja europarlamentarii pe care rușii să-i ducă în Parlamentul European. Cu cine? Pe compropriu? Păi pe compropriu sau cu PSD-ul, nici nu mai contează la un moment dat. Că... Nu contează pentru că există și aici o hârtie de turnesol pentru alegerile următoare, pentru cele patru cicluri de alegeri. Dacă la Europa se merge pe liste separate, cum e normal să se meargă, da. S-ar putea ca după aceea acel scor obținut de partidele europarlamentare să fie folosit ca unicul criteriu pentru a stabili ponderea partidului într-o eventuală coaliție, da? Da. E, la europarlamentare lucrurile sunt foarte complicate și sunt primele. De ce sunt foarte complicate? Pentru că la europarlamentare n-ai nevoie de organizații puternice, n-ai nevoie de primar, n-ai nevoie de aparatul de vot pe care l-au cele două partide și care s-a rodat în atât de multe cicluri electorale. Aici e nevoie de o stare de spirit la europarlamentare. Starea de spirit nu e favorabilă PNL și nici PSD nu cred că este favorabilă starea de spirit. E favorabilă celor de la AUR? Din păcate. Pentru că la aceste alegeri europarlamentare, neavând nevoie de structuri puternice în teritoriu, având doar o listă la nivel național, contează numai ce impuls are omul în ziua emoția. Aia când merge la vot, emoția. De asta PNL trebuie să se gândească foarte bine, în primul rând, la aceste alegeri europarlamentare și PSD. Dar de ce credeți, iertați-mă că tot am ajuns aici cu discuția, de ce, așa ca o mică voltă, paranteză, cum vreți să-i spuneți, de ce PNL și PSD nu reușesc să creeze nici a 10-a parte din emoția pe care o generează la un moment dat partide precum AUR? Da? Ce le lipsește la momentul ăsta? Când ești la guvernare, nu poți să generezi emoție de atracție. Generezi emoție, dar de respingere. Deci când ești la guvernare... Păi, atunci poți să bag și USR-ul în această... Nici USR-ul nu generează niciun fel de emoție aici, în momentul aici de este îngrijorarea mea. Aha. Pentru că de-a lungul discuțiilor noastre, știi care este opinia mea legată de modul în care trebuie să se structureze un sistem politic. Trebuie să ai un partid puternic de dreapta, un partid puternic de stânga, identități politice da. Clare și să alterneze între ele. Acum, alianța asta PNL-PSD a aglomerat pe centru ceea ce înainte era stânga și dreapta. Și au rămas spații libere și pe stânga și pe dreapta. Eu speram că pe partea asta de centru stânga sau pe centru dreapta, nu știu, USR încă nu știe ce este, dacă este nu de așa definit sexul. Da. Da. Da, eu speram că USR va profita de această alianță PNL-PSD, că e o oportunitate mare pentru un partid serios, pentru un partid care are idei, care are idealuri, cum spui ei. Era o situație extraordinară, un spațiu politic foarte larg deschis. N-au lider, domnule PSD. N-au reușit deocamdată să valorifice acest spațiu liber pe care l-au. Nu l-au ocupat. Uh-huh. În schimb, AUR a surprins în primul rând în anul 2020. Nimeni nu se aștepta ca ei să aibă un asemenea scor în primul rând la europarlamentare. Tot așa au avut o surpriză. Au făcut o mare surpriză. Și mi-e teamă că acum o fac și mai mare. Dacă sondajele de opinie care s-au făcut în ultimul timp se confirmă... Dar de ce spuneți mi-e teamă? Sunt curios de în chestiunea asta, pentru că spuneați că e o stare de spirit, odată, iar starea asta de spirit e generată numai de liderii unor partide la o altă, generată și de electorat. Electoratul, în momentul de față, poate e dezamăgit de toți ceilalți. Da. Și starea de spirit se desumflă de obicei. N-ar trebui să-mi fie teamă dacă mă gândesc la ce s-a întâmplat cu Partidul România Mare, ce s-a întâmplat cu Partidul Dan Diaconescu, toate s-au dezumflat.
au avut și vârfuri. Numai că... PRM-ul a zis a avut 20% în 2000. Da. Iată, s-ar putea ca AUR să aibă și el în 2024 undeva în jurul acestui procent. Da. Mai mult sau mai puțin. E o probabilitate da. Destul e de mare. E de sondaje, nu e de că visez eu. Da. Care e diferența față de 2000 și după aceea da. Ulterior când s-a făcut Partidul Anilia Diaconescu? Atunci vântul politic în Europa și în lume bătea în altă direcție. Acele partide n-au avut oxigen din afară. N-au avut oxigen măcar din est, din răsărit, pentru că încă nu era Rusia în măsură să influențeze foarte mult lucrurile în România în acel moment. Încerca și în acel moment, dar nu avea forța necesară pentru a influența moral. Deci în acel moment influența reală venea din Uniunea Europeană și din Statele Unite. Acum nu mai bate vântul ăsta al democrației constituționale așa de puternic cum era înainte. Pe de o parte, în interiorul sistemului lumii libere există atacuri puternice din interior. Și mă refer nu numai la imigranții care au împânzit toate structurile Uniunii Europene și ale Americii. Și iată că acum, în momente de criză, acești imigranți care păreau să fi venit numai în căutare de locuri de muncă și de trai mai bun, acum, în asemenea momente de criză politică, îi vedem solidarizați și coalizați împotriva sistemului în care ei au vrut să vină. Și te întrebi uneori dacă unii dintre ei au venit numai pentru a căuta locuri de muncă sau au avut, de la bun început, un alt obiectiv. Partea unui plan. Da. Deci asta este un atac din interior. În al doilea rând, a existat, din păcate, în Europeană și în America, naivitatea de a se promova proiecte utopice. Unul dintre proiectele utopice este proiectul de mediu. Toată lumea dorește să avem un mediu curat. Toată lumea spune că, într-adevăr, trebuie să avem grijă. Dar s-a exagerat. Se exagerează când e vorba de costurile afectate pentru proiecte care nu s-au dovedit foarte eficiente. În plus, e foarte greu să fii eficient când jumate din lume nu ține seama de aceste criterii, dacă și China, și Rusia, și chiar în parte Statele Unite, nu respectă aceleași reguli de protecție a mediului ca Uniunea Europeană, atunci eficiența ta e destul de palidă. Iar rezultatul care este? Mai întâi, politicile energetice și industriale au fost puse în pericol. Gândiți-vă, de exemplu, că în Germania au desfințat toate centralele nucleare, da? Au rămas dependenți de energia rusească. Au vrut să devină dependenți de energia rusească. Nu discut aici de aspectul de corupție al casei politice germane. Se spune că avem corupție în România. Avem, am avut și o să mai avem și în continuare. Dar la nivelul la care există în Germania. Pentru că acolo un fost prim-ministru s-a dus să lucreze la Gazprom. La Gazprom. Domnul Schröder. E greu de crezut de către oricine că nu au funcționat niște canale de comunicare între Schröder și clasa politică germană. Da? După aceea, naivitatea Angelei Merkel, pe care mulți au ridicat-o în slăvii, Germanii mai ales, au adulat-o alegând-o în 4 mandate. Naivitatea Angelei Merkel costă întreaga Europa acum, nu numai Germania. Politicile industriale, având costuri foarte mari legate de protecția mediului, s-au delocalizat marile industrii din Europa. Competitivitatea a scăzut. Acum, frustrarea europenilor da, a crescut. A ajuns la niște cote teribile. Și mai este încă un aspect, tot de ordin utopic. Am încercat să instituim niște reguli de concurență care sunt raționale când e vorba de marile companii, când e vorba de oprirea cartelizării și așa mai departe, care am extins și la mici companii neînsemnate. Iar aplicarea acestor reguli de concurență, uneori fără discernământ, a omorât de fapt concurența. Adică tocmai concurența loială care trebuia să existe. Ar mai fi încă un aspect. A fost o campanie uriașă de multiplicare a drepturilor omului. Noi știm că
Marile drepturi sunt drepturile politice, drepturile persoanei, dreptul la viață, dreptul a nu fi torturat, dreptul de a trăi în libertate, dreptul de a fi ales, dreptul de a participa la alegeri. Dar în ultimii 20 de ani avem o extindere a drepturilor fundamentale, e o ciupercărie de drepturi fundamentale. Ori asta a dus la decredibilizarea acestor drepturi ale omului, ceea ce este foarte periculos, pentru că asta a fost una dintre căile de aur ale democrației constituționale în Europa și în America. Dacă se demonetizează aceste drepturi care stau la baza sistemului libertății, lucrurile sunt foarte grave. Așadar, sunt atacuri din interior. Și după aceea sunt atacurile din afară, pentru că observăm acum că ceea ce la început părea o simplă întâmplare devine din ce în ce mai coerent. Adică Rusia și China sunt într-o îmbrățișare din ce în ce mai strânsă, chiar dacă jocul celor două țări este diferit, pentru că fiecare cu interesele. China are și interese, dar și strategii diferite. Uh-huh. Pentru că una este să ai o strategie gândită pe zeci de ani de aici înainte și să ai o tehnică de așezare a lucrurilor pe care ai pus-o în lucru timp de 2-3 mii de ani, și alta este să te grăbești, cum s-a grăbit uneori Rusia în istoria ei și mai ales cum se grăbește acum Putin. Dar nu e vorba doar de Rusia și de China. E vorba și de alte țări, din păcate. Și mai ales e vorba de lumea India, arabă. Brazilia, da, lumea arabă. Da, sigur. Lumea arabă. Uh-huh. E adevărat că... Da, vă temeți, ca să înțeleg în momentul de față, sau mă rog, aveți o îngrijorare legată de... Am avut totuși o lume unipolară. Am avut un hegemon, da, Statele Unite ale Americii, care a dominat vreme de zeci de ani, economic, militar, întreaga lume. De ceva vreme se simte, și asta este, cum să zic, revolta lumii asiatice mai ales, o încercare de a echilibra cumva această situație, de a nu mai trăi într-o lume unipolară. Din partea cui vine această încercare? A unor state care nu excelează în democrații. Dacă spunem lumea asiatică, ar fi bine dacă această lume asiatică ar fi asimilat valorile libertății. Păi nu, da. Nu. Și atunci, de fapt, vorbim de o încercare de a demola structura unipolară a lumii, în care Statele Unite, la un moment dat, era privit ca jandarmul universal. O formulă nepotrivită, de altfel. Este vorba, de fapt, aici de încercarea unor structuri de putere autoritare, uneori strict personale, de a se menține la putere. Coalizarea asta care se întâmplă în momentul de față între Rusia, China, Coreea de Nord, lumea arabă, este o coalizare între dictatori, nu între popoare. Acesta este marele pericol. Și propaganda asta care se face împotriva Americii și împotriva Uniunii Europene, împotriva Occidentului în general, este extrem de periculoasă, pentru că, din păcate, în interiorul lumii noastre sunt oameni care cred această propagandă. Unii dintre ei sunt chiar agenți plătiți, agenți de influență. Iertare, nu credeți că totuși lumea occidentală, cum a spus, Europa plus Statele Unite ale Americii, s-a întâmplat ceva cu democrația, cum să zicem, occidentală, da? Da, am spus mai devreme. Am arătat cele 5 probleme mari. Însă, pe undeva, dinamitarea sistemului democratic, apropo de dinamitarea din interior, a fost făcută și din prostia unor lideri care au ajuns la putere. Lideri slabi, poate cei mai slabi lideri. Am vorbit mai devreme de Angela Merkel, despre care s-a spus că a fost... Da, mai ales că Angela Merkel e trecutul. Da, astăzi cu Ursula von der Leyen la conducerea Uniunii Europene. Da, astăzi cu domnul Joe Biden la conducerea Statelor Unite ale Americii. Dar astăzi cu un Emmanuel Macron la conducerea Franței. Da, astăzi cu un domn Scholz, cancelarul Germaniei. Adică figuri destul de șterse sau îmbătrânite sau ușor anacronice. Această neîncredere justificată. Pentru că, într-adevăr, în lumea liberă, liderii au slăbit cota de viziune politică, de curaj și, până la urmă, de eficiență politică.
Asta s-a întâmplat pas cu pas, ca să zic așa, să citez din oameni importanți. Dar nu asta mă sperie pe mine. Pentru că eu nu cred că sistemul lumii libere e bazat pe lideri carismatici. Pe mine nu mă sperie asta? Altceva. Nu, nu, nu. Sistemul lumii libere e bazat pe cei care aleg. Mie mi se pare că cea mai mare deteriorare, cea mai mare erodare s-a produs la nivelul electoratului. Pentru s-a prostit lumea, iertați-mă, zic ca bunica așa, sau a devenit mult mai ușor manipulabilă da, de lideri da, ăștia populiști? Și un rol important îl are, desigur, și noul sistem de comunicare. Rețelele de socializare. Toate astea au schimbat foarte mult din mentalitatea electoratului din lumea liberă. Păi și cum, iertați-mă, într-un astfel de context, să mai poată fi salvată democrația occidentală, să spunem, în condițiile în care, am spus-o mai devreme și sunt de acord, deci, deteriorarea și câmpului electoral și a celor care aleg este vizibilă, e cu ochiul liber. Aici eu sunt optimist, domnule Turcescu. Ce bine. Sunt foarte optimist. Și iată de ce sunt optimist. Vă rog. A fost o perioadă mult mai gravă decât cea pe care o trăim noi acum. Perioada interbelică. Când același sistem politic al democrației a fost atacat din toate părțile. Și din interior și din afară. Și cum bine știm, s-a prăbușit în interior o bună parte a sistemului lumii libere. Aproape toată Europa a cedat. Mai întâi Italia cu Mussolini, Germania cu Hitler, nu mai vorbim de ce era în Rusia cu Lenin și Stalin, în Spania cu Franco și după aceea încet încet a căzut și Franța. Cine mai rămăsese? Churchill. Cine mai rămăsese? Churchill și Roosevelt. Păi da, dar n-avem un Churchill. Anglia, Statele Unite. Nu, vă contrazic aici. Aici vorbim despre oameni providențiali. Da. Churchill a fost un om providențial pentru acel moment. Un om providențial care nu are un popor providențial nu face nimic. Păi da, dar tocmai pentru că avea capacitatea de a fi un lider. Unde e acel Churchill al zilelor noastre? Este nevoie și de lider. Dar și de popor. Este nevoie și de popor. Bun. Iar în Statele Unite a fost nevoie mai ales de popor, pentru că liderul... Da, dar nu sunt era, da, nu era. De asta l-am pomenit pe Churchill, nu era pomenit. Dumneavoastră l-ați băgat în discuție. La înălțimea. Dar asta vreau să spun. Ia uitați, în Statele Unite, fără un lider puternic cum a fost Churchill, totul sistemul a funcționat foarte bine și a salvat Europa. Churchill a avut un rol foarte important, dar fără America, Europa nu era salvată. Categoric. Așadar, acum, pe lângă Anglia și Statele Unite, avem Uniunea Europeană, există Australia, există Coreea de Sud, există Canada, care era și în momentul ăla în aceeași structură a lumii libere. E mult mai largă lumea liberă astăzi. De ce oare să nu avem mai multe șanse acum decât am avut în perioada interbelică? Pe asta se întemeiază optimismul dumneavoastră. Da. Pe faptul că... Eu cred că forța lumii libere e mai mare decât credem noi. Cu toate aceste atacuri care vin dinăuntru și din afară, forța lumii libere e mult mai mare decât. Și atunci, acum asta e o etapă în care lumea liberă e cum? Ușor în momentul de față, cred că lumea liberă se reașează. În primul rând, începe să se trezească. Primul lucru care trebuie făcut în lumea liberă este să ne trezim cu toți. Mi se pare că sunteți optimist pentru alegerile europarlamentare. Că tot vorbeam despre ele. În România, sunt moderat optimist. Dar acum... Amândoi spuneam mai devreme că o să ia, de exemplu, aur 20%. Mai rămân 80%, nu? Da. Adică una este să iei 20%, sau alta este să câștigi aproape de jumate și după aceea să ajungi prim-ministru, cum a ajuns Hitler, pe baza alegerilor libere și după aceea să instituie dictatura. Cum o să... Nu cred că se repetă cum istoria. O să vă... Nu, dumneavoastră... Cum... Și ca să nu se repete, trebuie să ne trezim. Dacă nu ne trezim, se poate repeta. Un liberal anul viitor, da? Care va vedea pe scena politică, presupunând că PNL-ul, să zicem, se desprinde de PSD la alegeri, în sensul ăsta, adică cu liste proprii, cu nu știu ce, cu un alt. Și vine un om care ce-s votant de dreapta și se uită la cine sunt competitorii în alegeri și vede PNL-ul pe dreapta și
Și pe aceea vede și, cum îi spune acum, polul dreptei sau polul de dreapta, nu știu, da? Alcătuit din ce a mai rămas din PMP, USR plus... Dacă nu știți cum îi spune, înseamnă că e greu de... Păi mă gândeam că dumneavoastră, care îi știți bine pe useriștii, da. Eu să fi și inspirat să se ducă acum, ușor spre acum, dreapta. Acum, eu am următoarea părere aici. O alianță între USR și... Forța Dreptei a lui Orban și PMP. PMP. Este perdantă pentru USR. În momentul în care USR face o asemenea alianță, își pierde și bruma de electorat pe care o mai are. Nu, da. nu e formalizată. A, că n-au pus semnătura, dar văd că... Se discută. Da. Eu cred că alta este soluția. Ca PMP și Forța Dreptei să fuzioneze cu PNL. Nu să facă alianță. Pentru că vor începe discuții dacă e alianță. Ce vedeți pe amicul dumneavoastră și al meu, Traian Băsescu, lăsându-l pe Tomac să ducă ce-a mai rămas din PMP către PNL? De ce nu? Nu știu. Zic de ce așa nu? Eu cred că uneori există luciditate, chiar atunci când te aștepți. Eu nu mai mă așteptam, de exemplu, ca după îmbrățișarea dintre PNL și PSD în cadrul USL, nu mai mă așteptam ca tocmai Crin Antonescu să facă o mișcare politică salvatoare, pentru care eu militasem de o grămadă de vreme. Ceea ce eu am susținut vreme de 10 ani, Crin Antonescu a făcut peste noapte, după ce a văzut că la alegerile tot europarlamentare n-a obținut scorul pe care l-a promis. Uh-huh. Și atunci, pe de-o parte, a intrat în Partidul Popular European, idee pe care o susținusem an de-a rândul și a fost rejectată tot timpul, și a făcut alianța cu partidul, cu PDL. A fuzionat. Deci asta s-a întâmplat foarte repede. A fost un moment de luciditate, da? De ce n-ar fi și acum un moment de luciditate? De ce să credem noi că e bine să rămână în continuare PMP să ia 2-3%, să ia Orban 2-3%, că asta înseamnă voturi pierdute. Ele se redistribuie. Și sunt voturi pierdute pentru dreapta, dar sunt voturi câștigate pentru AUR. Pentru acum, vă întreb totuși, decizia pentru genul acesta de strategii politice, dincolo de PMP și de din zona PNL-ului, că dacă ei ar iniția un astfel de demers, probabil că lucrurile ar fi interesante. Am asistat la evoluția lor. Decizia asta, sunt convins că nu-i aparține domnului Ciucă, nu-i aparține domnului Rareș Bogdan, nu-i aparține mai cel simul lider penelist din ăsta important, nu știu. Cine să-i? Blaga, mai e pe la Bruxelles, da, Falcă, că lansează cărți. Da, la Iohannis. Cui aparține? La Iohannis, domnule Stoica. Da. Iohannis este cel care a spus-o și mai devreme, de eu spun că sunt ziarist. Da, până da. Când? El face totul în până PNL. Când va putea să facă totul? Habar n-am. Eu văd în momentul de față că e ca în Cărțile Junglei, când șarpele ca să uita în ochii lui Mowgli și îl făcea să... Da? Peneliștii par în momentul de față că nu se uită decât spre Cotroceni, dar, și dacă Iohannis zice dreapta, la dreapta fac tot. Pe la jumătatea anului următor va mai fi același lucru? Unii spun că domnul Iohannis, dacă nu-și găsește un loc confortabil cădus undeva până la Bruxelles, visează chiar să întoarcă președinte al Partidului Național Liberal după Cotroceni. Multă lume visează. Toți avem iluzii. Da. Spuneți-mi un președinte care, după ce a pierdut alegerile în al doilea mandat, a mai contat în politica românească. Păi ce, Iohannis l-a pierdut? Cum? În al doilea mandat? Nu, deci după al doilea mandat. După ce nu mai este președinte, da? Ați auzit de Ion Iliescu? Da. Oare nu era un om politic versat și priceput? Era. Era. A mai reușit să fie ales președintele PSD după ce n-a mai fost președintele României? Nu. Cine a fost ales atunci președinte? În competiție cu Iliescu? Da, 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 dar putea cineva să creadă că în competiția între titanul Iliescu și aproape necunoscutul Joană în acel moment va câștiga Joană? Da, dar atunci erau Mitrea, Năstase, Joană,
Hrebenciuc, Michi Șpagă. Da. Deci erau niște sforare ai politicii românești, da, la un nivel, da, înțelegeți? Da, care l-au lucrat pe Ionilescu. Baron local. Care l-au lucrat pe Ionilescu. Oprișan. Acum, ce să mai spun? Sechelariu. Vă aduceți aminte? Acum Ionilescu totuși știa pe toți oamenii ăștia. Și a picat între scaune. Bun. Ați auzit de Traian Băsescu? Da. Bine. Oare nu a fost cel mai mare animal politic din perioada post-decembristă? Omul cu cea mai mare voință și clar viziune. Da, da. Ce a făcut după ce a terminat al doilea mandat? Un partid micuț. Da? Și da. Care acum... L-a mai băgat toată în Parlament. Da. Asta e, da. S-a dus, cam da? Atât, s-a dus. Îl vedeți pe Claus Iohannis făcând mai mult decât Iliescu și decât Băsescu? Nu. Adică și PNL să nu vadă asta? Dar care PNL? Bun. PNL-ul lui Ciucă? Eu cred că îl subestimați pe Nicolae Ciucă. Și eu cred că nu sunt este chiar curios. De ce? Adică îl vedeți pe Ciucă ce fiind deja un om nu politic? Nu este un simplu executant. Nu este un simplu executant. Și eu cred că e capabil de o surpriză Nicolae Ciucă la anul. O să vedem dacă... Nu spuneți că devine președinte. Nu spun să devină președinte. E un capabil de o surpriză în ceea ce privește reorientarea strategică a PNL. E capabil de o surpriză. Și cum aș vedea eu această surpriză? Unu, de exemplu, să fac această fuziune cu PMP și cu Forța Dreptei. Așa. Să aibă de la început o strategie foarte clară pentru europarlamentare, locale, parlamentare naționale și prezidențiale și să reconfigureze identitatea PNL. Asta poate să o facă la anul. Dacă face acest lucru, înseamnă că PNL are o șansă. Deci, dumneavoastră, totuși îl vedeți pe domnul Ciucă intrând cu PNL-ul în alegeri ca președinte de partid. Da. Adică nu credeți că PNL-ul mai are vreo variantă în afară de Ciucă? Eu nu cred că se schimbă, cum să spunem, popor ca invad. Da. Când se mai poate face această schimbare? Mâine. Să spune mâine? Da. Ar fi timp. Adică suntem octombrie, mai sunt, da? Când? Păi ce? E un președinte, unul care, nu știu, îl pui pe unul care... Care? Păi are o este în PNL o alternativă la Ciucă, mai de față? Care este aceea? Nu știu. Eu nu văd. Păi și dacă nu văd, schimbăm un președinte care are totuși, în momentul de față, o anumită cotă electorală, care, în continuare? Cine, domnul Ciucă? Nicolae Ciucă. Da, 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 da. Cotă electorală? Da. Cine îl da, votează da, pe domnul Ciucă? La ce? Dumneavoastră l-ați votat pe domnul Ciucă la președinție, de exemplu? Păi dacă ar fi candidatul PNL, l-aș vota. De ce? Pentru că ar fi doar pentru că ar fi candidatul PNL, nu că vi s-ar părea bun de președinție. Pentru că asta înseamnă că PNL în acel moment n-a avut alt candidat mai bun. Eu nu cred că Nicolae Ciucă nu e capabil de surprize. Ce ar însemna altfel? Stați că vreau să vă provoc o chestiune. La anul da? Se înceapă o mare tulburare în PNL. Ar fi... Catastrofal pentru da. PNL, da? Păi nu, deci dacă rezolvă ceva, acum ar fi. Deci, și acum e limpede că nu se rezolvă, da? Și atunci PNL are o singură șansă să se consolideze cu Nicolae Ciucă, să-și facă o strategie proprie pentru anul următor și să facă, cum spuneam, fuziunea cu PMP și cu... Unii spun că ar fi momentul ca, sigur, și atenție, nu numai susținătorii PSD, dacă ar fi momentul ca după 20 de ani de când, nu? Au dat ultimul președinte de 20 și, nu? De ani de când au dat ultimul președinte de, nu, când 2004. 2000. Da, în 2000, da. 24 de ani. 24 de ani. Da, ieșirea din mandat, mă rog, al lui Ionescu, ar fi da. Cazul să mai aibă și PSD-ul în președinte. Și pare că domnul Ciolacu e croit, ca să zicem așa, să-și asume candidatura la președinție. Nu? Nu mi s-a părut că e croit. E, toate vizitele astea pe care le face, toate atitudinea domnului Ciolacu, clipurile pe care deja le rulează în spațiu public, ba că el cumpără românește, ba că el merge să se întâlnească cu Bibi Netanyahu, ba că merge să vorbească cu Zelenski, adică... Deocamdată nu și-a anunțat candidatura, nu? A, asta da. Bun. Fiecare președinte de partid se visează în postura de candidat. Până la anul însă mai e multă vreme.
Să presupunem că va fi candidat Ciolacu din partea PSD. Eu m-aș bucura. De ce? Pierde? Așa cred. Pe ce vă bazați? Întreb și eu așa. Mă bazez pe faptul că, așa cum bine știți, la alegerile prezidențiale nu funcționează sistemul de la primari. Da. Credeți că în primul tur va câștiga 51%? Nu. Ciolacu? Bun. Și atunci, în al doilea tur, credeți că nu se vor alia toți împotriva lui Ciolacu? Că PSD din cauza asta n-a mai avut președinte de la Iliescu încoace. Pentru că totdeauna în al doilea tur... Dar dacă în al doilea tur, domnule Stoica, intră Ciolacu cu George Simion, ce se întâmplă atunci? E o ipoteză tulburătoare și care sper să nu fie, pentru că deocamdată, atunci ajungem ca în anul 2000. Așa arată, deocamdată așa arată sondajul. Ajungem ca în anul 2000, când, așa cum bine știți, și eu și dumneavoastră l-am votat pe Ionescu ca să vadim tur. Dar eu sper să nu fie așa. Da. Aș vrea să vă întreb dacă ați vorbit de cele patru rânduri de alegeri de anul viitor. Unii spun că sunt multe, că e prea mult, ați vedea comasate la un moment dat niște alegeri, nu știu, prezidențialele... A discutat cu... mult. Din punctul nostru de vedere. A mult de așa, comasarea lor locale și a celor parlamente. Da. PNL și PSD au interesul să le comaseze. Da. Pentru că primarii vor practica alegerilor arată că la locale e cea mai mare forță a aparatului de vot al partidelor. Se mobilizează, pentru că în 3.000 de comune și 40 de județe, toată forța de vot a partidului e pusă în mișcare. După aceea, când ajung la parlamentare, e o relaxare. Da. Iar când ajung la prezidențiale, e și mai mare relaxare. Pentru că interesul scade proporțional. La locale foarte mulți au interes să fie aleși, la parlamentare sunt destui, dar mai puțin, iar după aceea rămâne unul singur, da? Dacă se cuplează localele cu parlamentarele, atunci există șansa ca să nu mai există diferență între scorul de la locale și de la parlamentare. Deci susțineți o astfel de variantă? Eu am susținut-o, dar nu știu dacă mai e posibilă în momentul de față. Mulțumesc foarte mult, domnule Valeriu Stoica! Cred că pentru cei care au avut urechi de auzit în această seară s-au spus lucruri foarte interesante și eu le-am notat așa undeva aici în memorie. O să ne vedem ce se mai confruntăm cu anul, oricum, sau cu perioada următoare. O să fie multe lucruri interesante să putem discuta. Da, mulțumesc foarte mult încă o dată, mulțumesc de asemenea doamnelor și domnilor și vă mulțumesc de asemenea pentru audiențele în creștere ale emisiunii Sub semnul întrebării și ale Metropola TV. Creștem și e bine. Rămâneți în continuare cu Mădălin Ionescu Show și cu Metropola TV. Vine, atenție, va fi o ediție incendiară. Vorbesc foarte serios. Paul Nicolau Pescobar. Atâtea chestii s-au spus despre restaurantele acestui domn din Herăstrău și așa scandal a ieșit încât sunt convins că Mădălin Ionescu o să aibă un dialog foarte interesant. Ne revedem mâine, aceleași ore, 20:30, toate bune!